câte una, câte unul. De fapt, bărbații sunt cam proporție de 5 la 1, poate chiar mai mult. Dar lumea vine la protest împotriva aroganței guvernului, care vrea să ne închidă gura. Prima dovadă că puțin le pasă de drepturile și libertățile noastre e faptul că Piața Victoriei, în care se adună oamenii să protesteze, este inaccesibilă legal și formal pentru oameni, pentru protestatari. Nu există nicio trecere de pietoni încoace. Noi trecem aici cu acordul tacit al poliției. Ar putea să ne amendeze pe toți și pe toate pentru că am traversat la semafor, dar unde nu există trecere de pietoni. Nici aici nu există, acolo nu mai zic, înspre guvern nici nu visăm, nu sperăm. Dar trecere de pietoni ar putea să facă aici. De atâția ani ne adunăm și protestăm în Piața Victoriei. Ar trebui să facă, dacă le-ar păsa de protestatari, de cetățeni, de libertate de exprimare și dreptul la asociere. Poate, dar cu altă guvernare, nu cu PSD, nu cu PNL, nu cu UDMR. Poate nici cu USR, că au fost la guvernare și n-au propus, n-au obținut desenarea de zebre în locul unde veneau și ei la protest, când erau în opoziție. Așa mai vii de acasă. Protestul nostru devine serios. Nu degeaba s-a pregătit guvernarea cu atâtea garduri și cu atâtea forțe de ordine. Au simțit indignarea. Poporul, soldatul, poporul. Ce?
oameni.